Salutare și bine ați venit pe canalul meu. Am să fac astăzi friptură de somon cu cartofi noi și salată. Pentru această rețetă avem nevoie de o legătură de mărar, o crenguță de rozmarin, 50 de grame de brânză feta, o lingură de muștar, 2 linguri de oțet de vin alb sau roșu, 5-6 linguri de iaurt natural, o salată verde, cartofi noi și 2 bucăți de somon sau o bucată întreagă, cum găsiți la magazin. Am pus o hârtie de copt într-o tavă de cuptor pe care am să o ung cu 2 linguri de ulei de măsline. O întind uleiul puțin cu mâna. Cuptorul l-am încălzit la 200 de grade și așez bucățile de somon în tavă cu pielea în jos și am să-l asezonez cu sare și piper. După ce am asezonat bine cu sare și cu piper, am tocat frunzele de rozmarin mărunt, am să le pun pe pește, tapetăm ușor cu mâna ca să se lipească și întoarcem bucățile de pește cu pielea în sus. Mai asezonăm și aici cu puțină sare și este gata pentru a fi introdus în cuptor. Am să pun peștele la cuptor pentru 20-25 de minute. Și între timp am curățat și spălat cartofii. Am să-i tai în bucăți mai mari. De preferat ar fi dacă găsiți cartofi noi mici. Sunt mai ușor de preparat, nu trebuie să-i tăiați. Doar curăța și îi fierbeți cum o să-i fierbem și pe aceștia. Într-o oală am pus apă cu sare să clocotească și am să pun cartofii la fiert până aceștia se vor înmuia puțin, aproximativ 20-25 de minute. Timpul variază în funcție de mărimea cartofilor. Când aceștia fierb, am să amestec 2 linguri de ulei de măsline împreună cu muștarul. Și cele 2 linguri de oțet de vin alb. Să pun și puțină sare. Acesta este dressingul pentru salată. Îl amestecăm bine, să se amestece toate ingredientele. Într-un bol, rupeți frunzele de salată. După ce am terminat de rupt toate frunzele, am să
Pun dressing-ul peste. Și amestec puțin. Să combinăm acum dressing-ul pentru cartofi. Punem iaurtul într-un bol. Puțin ulei de măsline, aproximativ o linguriță. Puțin oțet. La fel, aproximativ o linguriță. Amestecăm bine. Dăm deoparte până tocăm mărunt mărarul. Și îl punem și pe acesta peste iaurt. Amestecăm bine și lăsăm deoparte. Cartofii s-au fiert, i-am scurs de apă. Va trebui să-i lăsăm să se răcorească. Când aceștia s-au răcorit, îi amestecăm cu dressing-ul de iaurt și mărar. Amestecăm bine. Somonul este gata, așa că am să opresc cuptorul și am să-l scot. Serviți peștele cu garnitura de cartofi noi în sos și cu salata verde, alături de o felie de lămâie pentru stropit și brânza feta mărunțită peste cartofi și peste salată. Vă doresc poftă bună! Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe rețete. La revedere, până data viitoare!